Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, dar în cer avem pe Domnul, dincolo de stele. El e calea, adevărul, El dă pace, bucurie, El a dat morților viață și mi-a dat și mie. N-am știut că am pe Domnul, ce-a îndurat crucea cumplită, și ne-a dat prin a Lui moarte viață nesfârșită. El e calea, adevărul, El dă pace, bucurie, El a dat morților viață și mi-a dat și mie. El e calea, adevărul, pace pentru toți în parte. Cine calcă pe a Lui urme, nu mai are moarte. El e calea, adevărul, El dă pace, bucurie, El a dat morților viață și mi-a dat și mie. El e calea, adevărul, El dă pace, bucurie, El a dat morților viață și mi-a dat și mie. Doamnelor și domnilor, apariție absolut senzațională a doamnei Mioara Velicu, care intră într-un careu foarte interesant de invitați. Pupăm, o avem alături de noi și pe doamna Mioara Lincan, o legendă a muzicii de petrecere, care vine alături de noi. Cei care adună însă acest care de doamne și nu numai sunt doi prieteni de-ai mei. Unul este Gazi, care ne-a povestit lucruri absolut terifiante din ceea ce se întâmplă în legătură cu poporul său, cu familia sa, cu locul în care s-a născut, unde totul nu mai este piatră pe piatră și sunt 50.000 de oameni care s-au prăpădit. Și alături de noi se află și Vasile Vlașin, pe care îl cunosc. Bine, soția mea l-a cunoscut înainte de mine. Vasile Vlașin, care este un creator de bine, are o asociație absolut extraordinară și o poveste de viață. Bun găsit, Vasile! Și acum o să rog pe Gazi să explicăm de ce ne aflăm cu doamnele aici și ce am putea să povestim împreună cu ele sau ce aveți de gând să faceți. Și după aceea vorbim și cu doamnele apropo de ceea ce înseamnă emoția și suferința în anumite momente și cum trebuie să fim împreună. Bună ziua și bun găsit! După ce s-a întâmplat în țara mea, m-am gândit să ne organizăm un concert caritabil prin susținere poporul România, bineînțeles, și fratele nostru Vasile Vlașin cu fundația lui Părinții Salvator este locomotivul evenimentul. Am sunat pe 15 de artiști mari, care niciunul nu a zis mie că nu venim. Și după aia am rezolvat și cu sala polivalenta pe 31 martie. Pe 31 martie? Da, la ora 19. O să fie concertul nostru. Dă-mi să arăt afișul, doamnelor și domnilor, ca să simt bine la cameră. Prin urmare, o vedem aici, Steliana Sima, Constantin Enceanu, doamna Velicu, Mira, Mirabela Daur, Ionel Tudorache, Valentin Zamfira, doamna Măriora Manghiorghe, Gelu Voicu, doamna Lincan, Gazi, Claudia Puican și Armin Nicoară, Andrei Ștefănescu, Raluca Guslicov, Denis Ștefănescu,
Ionescu și prezentator, un tip care de la Prima TV, cum ar fi, așa, nu-i spun numele. Părinți Salvatore este un demers foarte frumos făcut de Vasile. O să te rog, Vasile, să povestești puțin despre ce faci tu, mai ales că aici este un nume, este în memoria lui Luca. Luca este, a fost, cum să spun, este băiețelul tău. Te rog să povestești un pic. Luca este și în primăvara aceasta, în aprilie, Luca va împlini 10 ani. 2 ani și jumătate printre noi și 7 ani și jumătate în sufletul meu. În memoria lui am înființat această organizație numită Părinți Salvatori și de atunci, de 7 ani și jumătate, încercăm să aducem alinare acolo unde este nevoie, pentru că cine poate să înțeleagă mai bine decât alții ce înseamnă suferința decât cineva care a trecut prin suferință. Și atunci când Gazi m-a contactat și m-a rugat să punem umărul, să ajutăm oamenii care au trecut prin acest dezastru în Turcia, n-am putut să rămân nepăsător. Prima dată am ajutat așa cum se putea, în momentele acelea fierbinți, și după aceea Gazi a zis: uite, sunt artist, prietenii mei vor să fie alături de mine, publicul din România merită să aibă un asemenea spectacol în care să fie nume mare ale scenei românești și ei să aibă ocazia să contribuie în felul acesta la o cauză nobilă. Și evident că am răspuns da și iată-ne împreună. O să vedem exact. Deci vă invit din toată inima și eu m-am alăturat acestei acțiuni. Pentru mine, Turcia este un loc cu totul special, un popor mare al planetei, ca să zic așa, lovit incredibil de această tragedie. Nu s-a mai văzut, este cea mai mare tragedie din istoria modernă a Turciei, după cum se știe. Sunt artiști foarte mari aici și sunt convins că veți fi la acest spectacol care are conținut caritabil. Până atunci, vreau să vorbesc cu doamnele. Doamnele au venit aici, numai se uită la noi bărbații când vorbim, da? Deci, săptămâna viitoare, luni, începe și la sala Polivalentă, acolo, la intrare, o să fie un băiat care vinde bilete, adică donații de 50 de și acolo, ca să știți, în afară de online. În momentul de față, biletele sunt disponibile online. Da. Putem să spunem unde nu. Haide să spunem. Pe myticket.ro, okay, și pe entertix.ro. E un demers umanitar, de asta. Și de asemenea, cine intră pe pagina www.părintesalvator.ro, la noi, tot acolo ajunge la pagina unde se pot cumpra biletele, iar prețul este unic, 50 de lei. Bun. Cum vede o mamă o asemenea tragedie? Doamna Lincar. Of. Ați spus punctul chiar pe ei, o mamă. Chiar până să intrăm la dumneavoastră în emisiune, l-am întrebat pe domnul Gazi, când am auzit că 32 de persoane din familia dumnealui au trecut prin aceste momente grele, nu știu, mă credeți, mi-a venit să plâng și acum îmi vine să plâng. Deci o durere mai mare și un necas mai mare ca acest lucru ce s-a întâmplat în Turcia și mai ales în familia domnului Gazi. Când am primit telefon și a fost o bucurie sufletească mare, deci n-am comentat. Am spus cu drag, sunt lângă dumneavoastră. I-am spus o să vă fac o surpriză, o să vin și cu fiicele mele, cu Paula și cu Gina, pentru că noi avem un proiect împreună și să fim alături de dumneavoastră și chiar rog pe toată lumea, o să se simtă și bine toți românii noștri să vină să se umple sala Polivalentă cu lume multă, așa sufletește să facem și noi un bine pentru domnul Gazi, în primul rând, și pentru țara vecină, pentru tot poporul. El este doar un mesager, un mesager, sigur că da. Eu, de fapt, care îl adun tot artiștii, dar locomotivul de evenimentul acesta este domnul... Felicitări! Și mă bucur să v-am cunoscut astăzi. Principalul lucru este că oamenii se adună acolo, noi ca oameni care vă cerem să urmăriți artiștii, dar și mesajul este că așa cum alții au fost alături de noi și e bine să fim alături așa de... Este. E bine ca să fim ajutați când ne este greu și noi, poporul român, întotdeauna a dat măsura. Ucraina, Afganistan, peste tot poporul român a fost alături cu specialiști, dar și cu contribuții artiștilor. Doamna Veni, cum vede Cristi, o mamă treaba? O mamă cum să vadă?
așa cum văd toate mamele, și să știi că am fost onorată să primesc această invitație la spectacolul caritabil pentru țara vecină, Turcia, pentru că eu sunt o fană a țării respective, cu filme, cu tot ce am vizitat de atâtea ori, și cred că toți românii, de fapt noi, am primit și noi ajutoare când am avut nevoie, dar noi mai mult am dat, pentru că și-au dat cei care au mai puțin. Așa este, întotdeauna. Așa este. Da. Și vrem să vii lume cât mai multă la spectacol, pentru că este un spectacol să întindem o mână celor care sunt în impas, care și-au pierdut soț, soții, frați, copii și să dea Dumnezeu. Noi nu ne putem imagina, și de aici pleacă tot, de asta am simțit nevoia să-i invit alături de mine, ce durere avem, adică ne putem imagina ce durere avem când pierdem un om din familie. Dar 32. O, Doamne! Eu, acum când îl întreabă mie cât oameni ai pierdut, eu am pierdut de fapt 50.000 de oameni. Fiecare suflet care a plecat este al nostru. Am o rugăminte la poporul România. Fiecare familie, dacă îl invite 5 familii de prieteni, îl umplăm salonul acolo și oricum tot ce-l adune acolo prin domnul Vasile Vlășin o să ajunge la Sinistrasa acolo. Aici nu pot să spun decât că îl cunosc pe Vasile, e un om foarte serios și știu exact ce are de gând. Dar mie mi-ar plăcea extraordinar de mult ca să știu precis că ajunge la omul respectiv care e în suferință. Asta trebuie urmărit și cu siguranță că se va ocupa. Așa va fi. Da. Doamnelor și domnilor, aș vrea să mai vorbesc cu distinsele doamne, poate să mai vorbim câteva minute după publicitate, dar și doamna Lincan, dacă a venit, trebuie să cânte. Bineînțeles că da. O melodie după o viață de muncă și de griji, exact ceea ce trăim noi, și cam uităm să ne mai distrăm și noi, să mai facem un șpriț, ce așa. Facem, doamna? Trebuie, că nu se poate altfel. Da. O legendă a muzicii de petrecere, doamna Lincan, la care se închină cu Evlavie, oameni serioși cum e Mădălin, voi cu și alții, este invitată acolo. Eu, drag. Gazi, ajută tu pe doamna Lincan, așa frumos. Mulțumesc frumos. Imaginați-vă ce se întâmplă acolo. E o acțiune foarte frumoasă, artiștii întotdeauna sunt solidari. Și ați simțit și în puterea piesei doamnei Velicu, că Dumnezeu întotdeauna este cu noi când și noi suntem cu Dumnezeu în asemenea moment. Eu mă bucur din suflet că tu prezinți acest spectacol, că va fi ceva extraordinar. Da, și sunt mândru că sunt alături de acești oameni minunați. Să o ascultăm pe doamna Lincan. Să faci
frumusețe. Înainte să trecem la un reportaj foarte util pentru voi, vreau să le mulțumesc doamnelor Mioara și Mioara, ca să zic așa. Două Mioare. Știți ce a spus domnul? A spus că un proverb rusesc spune: când ești între două femei pe care le cheamă Mioara, ți se îndeplinește orice dorință. Așa este. Da, Vasile? Da, da, în cultura slavă, dacă ești între două femei care poartă același nume, și iată noi avem... Bine că nu e nimeni între doamnele. Că nu e nimeni, asta e. Păi sunteți lângă. Da. Se îndeplinește orice dorință. Da? După ce se încheie emisiunea, facem cerc. Mută-te între cele două Mioare, ca să fie bine. Doamnelor și domnilor, noi glumim, dar veți vedea și că vom avea reportaje de acolo, de la eveniment. Pe 31 martie vom fi umăr la umăr pentru oamenii care, cu toată strădania noastră, ca prezentatori sau ca artiști în primul rând, putem să aducem acolo un zâmbet. Dacă aducem un zâmbet, o să povestim despre toate lucrurile astea. Mulțumesc, Vasile Vlașin. Eu vreau să mulțumim ca poporul lui Dumnezeu că nu suntem în situația de a fi noi ajutați. Atâta timp cât putem noi să-i ajutăm pe alții, să ne bucurăm. De altfel, Mântuitorul a spus că e mai ferice să dai decât să primești. Așa este. Mare vorbă. Doamnelor, abia aștept să ne vedem pe scenă. Așteptăm cu drag, așteptăm. Mult succes! Mulțumesc să rămână. Da. În număr cât mai mare la să dea Dumnezeu. Persoană se vine cu 5. Cu 5 persoane. Facem un fel de mare familie. Doamnelor și domnilor, doamna doctor Cristina Obrejel este și în această